Cotația monedei europene față de leu a ajuns la maximul ultimelor 7 luni, 4,52 lei pentru un euro. Pentru românii cu credite în euro, ratele au crescut de când leul a intrat pe trend aproape continuu de depreciere, adică de pe 27 decembrie cu 1,5%. Și în raport cu dolarul american, moneda națională s-a depreciat, chiar mai puternic decât față de euro, cursul oficial crescând cu circa 3%. Aprecierea euro va afecta puterea de cumpărare a românilor, iar giurgiuvenii spun că alte creșteri ale prețurilor vor fi greu de suportat. Ce părere aveți de creșterea euro? Ce părere să avem? O părere proastă. Vă afectează? Afectează foarte mult la buzunare și la orice. Nu cred că în mod direct este resimțită de populație, dar în mod indirect, cu siguranță, ea va fi resimțită. Având în vedere că după noua legislație economică, calculul accizelor și produselor accizabile se face după cuantumul creșterii monedei europene, acestea se vor simți cu siguranță în prețuri precum ale produselor de vârf, combustibil și așa mai departe. E o prăpastie. E un lucru nu binevenit și cam atât. Vă afectează? Pe mine nu. Pentru că eu vin cu euro în România. Lucrez în afară, dar afectează pe cel care trăiește în România. Normal că afectează. Indirect, măcar. Indirect, normal că afectează, nu? Deci, pentru mine e tot dolarul. Părerea mea că va crește. Potrivit analiștilor, dacă aprecierea euro persistă, în circa o lună am putea vedea efectul acesteia și în prețurile alimentelor, ținând cont că o mare parte din acestea sunt importate, iar peste 70% din importuri sunt din zona euro. Cei care au motive de bucurie în această perioadă sunt exportatorii, care câștigă mai mult pentru contractele livrate către zona euro.